Numele meu este Florin Nicola, sunt coordonatorul programelor de pregătire de pe școala poliție.ro, academia poliție.ro, școala anp.ro și ultima, sau mă rog, cea mai nouă o platforma noastră, succes la examen.ro. Bun. În seara aceasta ne-am întâlnit în special pentru a face deschiderea seriei a noua de pregătire, da? Suntem în al cincilea an, începem al cincilea an de când pregătim candidați pentru admiterea la școlile de poliție, de jandarmi, la Academia de Poliție, la Școala ANP de la Târgu Ogna. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici cu noi în această seară. Despre asta o să discutăm în continuare, da? În principiu, Examenul scris pentru admiterea la școlile de poliție și jandarmi este undeva în mai. În principiu, la final de uh, martie, în a doua uh, jumătate a lunii martie, ar trebui să înceapă înscrierile în așa fel încât în luna mai să se dea scrisul. Acestea nu sunt informații oficiale, dar ținând cont de uh, istoricul ultimilor trei ani, uh, cu o probabilitate de 99%, așa va fi. Dacă aveți întrebări pe parcurs, vă rog să-mi spuneți, da? adică nu stați să ajung la final. Aveți o întrebare, mi-o adresați și găsim răspunsul la ea. Bun. Câteva cuvinte despre noi, despre programul de pregătire la admiterea în MAI. În primul rând, este un, un program interactiv. Asta înseamnă că are două componente. O componentă de platformă, da, care este disponibilă 24 cu 7, unde veți găsi da, mii de grile, lecțiile video, fișe de teorie și uh, pregătirile interactive sau meditațiile online sau cum vreți voi să le spuneți, care vor fi după un program pe care îl vom anunța în această uh, seară. Bun. Mai mult decât atât, uh, în această seară sper să dăm și marele premiu, respectiv un pachet complet de pregătire gratuită până la examen, adică până în mai, celor care au participat la concursul nostru. Concurs pe care l-am tot promovat pe toate canalele, pe toate rețelele sociale. Bun, mai departe. Probabil că mulți dintre voi ne cunoașteți drept dezvoltă cariera. Noi așa am început, am început cu dezvoltă cariera. Era un, o platformă de recrutare și bineînțeles și learning și atunci am adăugat și cursuri pentru admitere. Între timp ne-am mai crescut, ne-am mai dezvoltat, ne-am mai consolidat, da? Și începând de astăzi Uh, site-ul este succes la examen, da? doar, pentru, uh, doar pentru admiterea la școlile de poliție și de jandarmi. Pentru Academia și ANP, pentru că la română încă se dă materia veche, o să avem și o să lucrăm cu uh, platformele academia-poliție.ro, respectiv școala-anp.ro, dar o să le afișez, da? Dar pentru celelalte examene, evaluare națională, dar și pentru pregătire la școlile de agenți de poliție și subofițeri de jandarmi, succes la examen.ro. Da? Bun, aici vedeți că avem da, și -o șapte zile de încercare gratuită, toată materia conform programei, conform tematicii și bibliografiei, lecții video, fișe de teorie, exact ce vă spuneam, da? română, engleză, legislație, educație civică și logică și, bineînțeles, psihologic. Psihologicul este gratuit. O să vedem imediat, da? Deci, seria noua avem, ne mândrim cu asta, sunt peste 4700 de candidați pe care i-am pregătit cu succes, da? Proceptul de reușite de 96%. Materia este completă, foarte important. Pregătirea este interactivă, dar și disponibilă 24 cu 7, așa cum v-am spus deja. Și unul dintre diferențiatorii, mulți uh, diferențiatori pe care îi avem, da? care ne diferențiază față de alții, care vând tot felul de furăciuni, care fac tot felul de, uh, de chestii ne la locul lor, da? sau care pun la dispoziție materiale care nu sunt validate, nu sunt create și nu sunt validate de profesori experimentați, da. asta este ceea ce ne diferențiază. Faptul că uh, suntem o echipă de profesori experimentați cu peste 25 de ani de experiență în domeniile pe care uh, le predăm și suntem dedicați vouă, da? iar și este foarte important că nu e doar așa o platformă da, care nu are în spate pe nimeni sau are în spate. Da, un tip care ia materiale de colo și de colo și le pune și el. Da? Deci nu. Tot ceea ce vedeți pe platformă este creat de noi. Da? Deci foarte important și bineînțeles validat. Acum în legătură cu noua platformă. E un singur abonament da, pentru școală, respectiv pentru Academie sau pentru ANP. Steluțele acestea reprezintă de fapt da, ceea ce v-am spus mai devreme, că din cauza faptului că... Gramatica pentru ANP și pentru Academie este gramatica veche, ANP-ul și Academia, pregătirea de acolo vor fi pe platformele vechi. Bun. Întotdeauna aveți șapte zile de încercare gratuită. Asta înseamnă că aveți posibilitatea ca o săptămână să participați inclusiv la pregătirile noastre online, ceea ce este foarte bine pentru că puteți să vedeți exact cum sunt aceste pregătiri, dacă vi se potrivește, dacă nu, cum e platforma, cum funcționează, vă puteți um, familiariza cu modul de funcționare al platformei și așa mai departe. Este um, un abonament cu renoire uh, automată, da, nu automată cum scrie aici. Uh, asta înseamnă că atât timp cât el este activ, se renoiește automat la uh, o lună de zile. Și, bineînțeles, trebuie să fie uh, suma respectivă pe card. Dacă vreți să nu, mai, uh, să nu se mai renoiască, va trebui să, uh, re, să anulați abonamentul. Bun. Abonament care poate fi anulat oricând, inclusiv în cele șapte zile. Da? Uh, cuprinde toate cursurile, toată materia necesară pentru proba scrisă. Aici, iarăși, este o steluță care indică faptul că, spre exemplu, pentru ANP, nu avem istorie, însă este un lucru îmbucurător și de noutate faptul că pentru Academie, începând din această sesiune, vom avea și uh, istoria. Bun. Cursul de psihologic este gratuit, așa cum știți, uh, însă, în momentul... Bine, e gratuit pentru abonați, însă, în momentul în care avem, practic... Uh, acea fază de simulare a testării psihologice, a, acel serviciu se plătește separat, da? pentru că o să vedem un pic mai încolo, e vorba de niște teste profesioniste, cu licență, de un profil psihologic, de niște rapoarte și așa mai departe. Da? Bun, când nu mai e de folos, încă o dată, anulați abonamentul. Platforma este una modernă și sigură, da? plățile online sunt 100% în siguranță, folosim certificate SSL, deci cu în așa fel încât altcineva să nu poată să intervină în comunicarea dintre laptopul vostru și serverul nostru. Întotdeauna facem actualizări și avem cele mai noi, mă rog, da, cele mai noi tehnologii uh, web. Bun, mai departe, suntem 100% transparenți. Știți foarte bine cine suntem, da, aveți întotdeauna în subsolul site-ului uh, datele companiei noastre, datele firmei. Da? Deci nu suntem niște haiduci, nu facem evaziune fiscală, nu vindem lucruri furate de la alții și așa mai departe. Da? Pur și simplu suntem o echipă la bază de doi profesori, acum suntem, mă rog, mai mulți, că avem și matematică pentru evaluare națională, dar avem și istorie pentru admiterea la Academia de Poliție. Bun, și ăștia suntem. Spuneam că sunt materiale 100% originale, sunt create și uh, livrate uh, de către uh, profesori. Uh, este singura platformă unde aveți absolut tot ce vă trebuie pentru a uh, lua examenul. Da? Aveți absolut toată materia, grilele necesare, da? uh, susținerea noastră, asistența noastră și bineînțeles uh, orice leuț pe care voi îl plătiți. Da? Primiți factură pentru el. Bun. De-a lungul timpului am tot schimbat platformele, uneori că am vrut noi, cum este acum, alteori că, în fine, au fost situații mai puțin plăcute, da? Însă, am adunat de-a lungul timpului, am aici 275 de recenzii, cu siguranță sunt peste 300 de recenzii de 5 stele. Foarte important, da? Aici aveți câteva dintre recenziile pe care candidații le-au lăsat de-a lungul timpului. E foarte important să știți că în cadrul acestui program complet de pregătire interactivă puteți avea reduceri și gratuități. Când vorbim despre gratuități, vorbim de anumite concursuri pe care noi le facem lunar da, și săptămânal, în care puteți să câștigați o lună gratuită. Puteți câștiga, câștiga și anumite reduceri, da? avem anumite uh, questuri, dacă vreți, avem niște concursuri da? în care trebuie să faceți diverse lucruri și puteți să câștigați da? câte 20% din uh, abonamentul pe o lună. Da? Aceste câștiguri pot să fie uh, cumulate, da? adică pot să bifezi 4 nu. Cinci obiective și luna respectivă să fie gratuită, da? Gratuitatea se acordă fie cu cod de reducere înaintea achiziției da? pentru anumite situații, dar mai ales prin cashback, da? adică se dau banii înapoi. Am spus de încercarea gratuită șapte zile. În altă ordine de idei, în fiecare an avem zeci de burse da? pe care le acordăm Anumitor categorii de candidați uh, aflați în situații dificile. Da? Și o să vedem un pic mai încolo ce înseamnă lucrul acesta. Avem pe platformă peste uh, 10.000 de grile gratuite, da? grile pe care în altă parte sau pentru care, în altă parte uh, plătiți, fără să știți. Da? Pentru că ele sunt puse acolo, voi sunteți taxați și de fapt faceți niște grile uh, pe bani. În, în loc să le faceți pe platforma noastră în mod gratuit. Grilele sunt la finalul fiecărui curs uh, în parte, da? Cursul de engleză, cursul de română, cursul de uh, istorie și așa mai departe. Bun. Primul capitol, inclusiv testele, lecțiile interactive, fișele de teorie, da? Din fiecare curs în parte, iarăși, este gratuit. Probabil că vor mai fi și alte situații în care acordăm gratuități sau reduceri, dar pe acestea le vom comunica fie în cadrul uh, orelor interactive, fie pe grupurile noastre de Telegram în care vă sfătuiesc să uh, intrați. Bun, vorbeam de burse sociale. Ei bine, bursele sociale da, înseamnă că, practic, se pregătesc persoanele respective 100% gratuit cu noi. Cursanții de până în 25 de ani care provin din uh, sistemul de ocrotire a uh, copilului, da? de protecția copilului. Adică din casele de copii, mai pe românește așa, copiii orfani, inclusiv orfani de un părinte, părinți, copii care au, sau mă rog, candidați care au uh, părinți cu boli terminale, zic uh, copii pentru că aceste gratuități, aceste burse sunt valabile și pentru uh, evaluarea națională. Da? Bun. Și au mai fost situații când, nu știu, la un moment dat, la, nu, nu știu, cineva n -a, n -a, era într-o situație financiară foarte dificilă, da? Am ajutat inclusiv uh, pe acei candidați. Da? Ne dorim, ăsta este și sloganul nostru, învățăm și reușim împreună, da? Ne dorim... Să reușiți toți. Da? Facem toate eforturile pentru ca voi să reușiți. Bineînțeles, trebuie să vă faceți și, și voi, partea voastră respectiv, să uh, învățați. Da? Și o să vedeți că sunt anumite condiționări în cadrul platformei care să vă ajute să învățați și să vă împiedice să treceți așa ca găsca prin apă în, da? în ideea în care bă, am, am văzut, am învățat, da, cred că sunt ok fără însă să aveți o certitudine din punctul ăsta de vedere, da? Și atunci vă împiedicăm să uh, o luați pe arătură, cum ar veni. Bun. Da? Vă spuneam de aceste reduceri și gratuități, da? De o lună gratuită și de 20% reducere. Dacă mai aveți întrebări în legătură cu ele, vă rog să mi le spuneți. Iarăși, pregătirea psihologică este gratuită. Vă spuneam că este vorba despre cursul online cu teste psihologice explicate, deci cu itemi explicați în așa fel încât să înțelegeți care este gândirea din spatele uh, anumitor itemi, mai ales de inteligență, de aptitudini în general, da? Bun. Așa vreau o întrebare. Te rog. Uh, legat de acele task pe care trebuie să le facem ca să putem uh -huh. beneficia de gratuitate sau reducere, da. unde le putem găsi? Păi ele sunt, uh, cum să spun, spre exemplu acum. În promovarea pe care noi am făcut-o, am spus foarte clar că cei care uh, promovează evenimentul, comentează la el uh, și îl distribuie, da? e vorba de uh, Facebook în uh, principiu, dar și de Instagram, în general de rețelele sociale, cei care au, de fapt, persoana care are cele mai multe comentarii, distribuiri și uh, reacții uh, are... O, uh, are deci, până acum, până în acest moment, da, are pregătirea gratuită până la final. După aceea, următorul, da, are o lună gratuită, după care ceilalți au 20%. Aveți în, și în grupurile noastre de telegram, și în grupurile de Facebook, și pe pagina noastră de Facebook Succes la examen, da, o puteți găsi pe, pe Facebook și. Acolo aveți toate detaliile. Da? Iarăși, dacă recomandați, spre exemplu, dacă tu vii și spui, uite, am recomandat persoana X și tu, și persoana pe care tu o recomanzi, dar tu trebuie să fii deja cursant, da? Aveți amândoi, fiecare, da? 20% reducere prin cashback. Da? Ce trebuie să faci este, spre exemplu, să și asta este inclusiv pe, pe site, pe platformă, trebuie doar să îmi spui pe numărul de WhatsApp, am adus pe X, da, să-mi dai adresa de e-mail a ta, adresa de e-mail a persoanei care a cumpărat da, și atunci o să vă... Înseamnă problema de personal, adică, de exemplu, dacă vrea să dea la jandarmi și... El. Nu. Eu sunt nu are nicio care, legătură. Nu, nu are nicio legătură. Da? Pentru că până la urmă 20%, chiar dacă ar fi prețuri diferite, până la urmă 20% e tot 20%, indiferent din cât este, da? Ca sumă da. da, diferă, dar ca procentaj este același. Da, sper că am răspuns la întrebare. vă mulțumesc. Cu drag. Bun, simularea care... te rog. Da, nicio problemă. În urma raportului de la testarea psihologică de pe platformă. Așa. Pe lângă feedback-ul pe care îl trimiteți pe e-mail, se poate să ne spuneți dacă suntem apt sau nu? Asta e o întrebare foarte grea. Și o să spun de ce. E o întrebare grea, pe de o parte, din punct de vedere obiectiv, pentru că, pe de o parte, testele. Da? Nu sunt aceleași. Nu sunt fix aceleași, da? Sunt asemănătoare, dar nu fix aceleași. Pe de altă parte, tu, ca persoană, ești uh, uh, într-o postură, într-o situație diferită, da? Adică, nu știu, poți să fii ok în momentul în care uh, dai testarea, dar, uh, nu știu, Doamne, ferește, ai un accident sau uh, ai un necaz mare care te afectează și atunci este foarte posibil ca la testarea de acolo, rezultatele să fie uh, puțin, mai, uh, puțin diferite. Da? Uh, nu pot să vă spun cu certitudine, plus că mai e un lucru, psihologic de data asta, uh, ești uh, cumva la limită. Ce aș putea spune eu? <laughs> pot să spun să te de dezamăgezi, să te descurajezi, da? dacă, dacă îți spun, băi, nu, o să pici, ești varză. Da? dacă spun așa ceva, te demobilizezi și îți iau și acele, nu știu, 10, 20, 30% șanse ca tu să iei examenul. Ți le iau. Pur și simplu prin faptul că te-am demobilizat, că ți-am spus că nu, că vei pica. Da? Pe de altă parte, dacă spun, bă, o să iei sigur, da? te duci acolo și pici. Și că se poate întâmpla. Și o să zici, bă, ăla a zis că iau, m-a păcălit, m -a... Nu. V-am spus, sunt factori care influențează rezultatul, sunt factori obiectivi, da? Dar este și acest factor subiectiv, psihologic, care... Acesta este principalul motiv pentru care mă feresc să spun da, vei lua sau nu vei lua. În momentul în care, cum să spun, lucrurile sunt foarte clare... Da, în sensul că rezultatele tale sunt mai mult decât ok, da, îți voi spune, da, e ok, e în regulă, du-te cu încredere. da, deci înțeles cum, ai înțeles cumva perspectiva. Da, de, ce, de, ce, nu pot să fiu foarte tranșant? Știi? Da, și la profesori, în momentul în care, nu știu, îți corectează la BAC, da, îți corectează o lucrare și zice, da, și ce ziceți? Iau BAC-ul sau. Și nu are de unde să știe dacă e bacul sau nu. Tu, el poate să, poate să spună, mă, ești de șapte, da? Sau ești de șase. Dar s-ar putea să-ți dea un subiect unde să fii de trei. Sau s-ar putea să-ți să dea un subiect unde să fii în mod normal de patru, dar tu să iei un șase acolo, știi? Pentru că nu suntem ghicitori în stele, da? Suntem oameni de știință, suntem profesori și atunci putem să facem niște predicții probabilistice, dar nu mai mult decât atât. Dar în același timp suntem conștienți de faptul că predicțiile probabilistice pe care noi le facem și le transmitem, vi le transmitem vouă, vă pot influența pozitiv sau negativ. Și atunci, în momentul în care influența poate să fie negativă, ne ferim să facem lucrul ăsta. Stai? Adică mai degrabă, mai degrabă, o să spun că dute dute că o să fie în regulă, da, dacă mă obligi mai degrabă o să spun așa, decât să spun, băi, te duci degeaba. Da? Pentru că te demobilizezi și îți iau și unul ăla la sută, dacă ar fi șansă ca tu să iei examenul, ți iau și pe ăla. Și atunci nu are rost. Da? Noi vrem ca voi să reușiți. Vrem să reușim împreună. Da? Și asta vom face și pentru asta muncim împreună. Da? Atât noi cât mai ales voi. Da, sper că ți-am răspuns întrebării, probabil că nu e răspunsul pe care îl așteptai. Nu. No. Am și o întrebare. Te rog. Dacă am avut cont anul trecut pe școala minus poliție, păstrați-l. Ba da, păstrați-l, e ok. E ok, doar că nu-l mai promovăm în mod activ. Acea platformă nu mai promovăm în mod activ, dar este în regulă. Adică puteți să vă pregătiți în continuare cu, cu el. Bine? Ok, și ore, gen, dacă intru pe link la ore, este valabil de acolo sau trebuie să fac un și pe platforma aceasta? Nu, linkurile vor fi valabile, da, pentru a intra la ore. A, deci nu trebuie să. Nu trebuie să. Nu, 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 nu. E o întrebare foarte bună. Îți mulțumesc pentru ea. Nu, nu trebuie. Dacă ești pe școala minus poliție, e foarte bine. Da, mi-am a lăsat abonamentul în continuare și a crezut că trebuie da. să Nu, activezi. nu trebuie. În, dacă ar fi trebuit să facem lucrul ăsta, o făceam noi. Că am mai făcut transferul de genul ăsta. E un pic mai complicat, dar nu este cazul. Da? Deci mergeți liniștiți okay. în continuare cu școala poliție.ro. Bun. Dacă mai sunt întrebări. Da, Și mai avea și o întrebare, dar cred că mi-ați răspuns deja colegului de Hai -a să, să vedem. Pentru că mi-a făcut uh, am făcut cont acum 11 zile pe școală-poliție.ro E în regulă. Mergeți în continuare cu ea. Am înțeles, am înțeles. Bun. Cu drag. Ok. Deci, după ce revenim, da? dacă nu mai aveți întrebări, revenim la partea de testare psihologică. În momentul în care ați terminat cursul de testare psihologică, dar înainte de a se da, bineînțeles, testarea la... Centrele de selecție, puteți, da, pentru 79 de lei, puteți să vă testați, să faceți o simulare de testare psihologică, da, care este cu teste psihologice cu licență, teste de aptitudini, inteligență verbală, non-verbală, inteligență generală și teste de personalitate. Sunt teste cu licență, sunt teste pe care noi le folosim în viața civilă, în procesele de recrutare și selecție pe care noi le facem pentru diverse companii. Bun. În urma lor, primiți un profil psihologic, să înțelegeți, da, care este structura și cam care este performanța voastră din punctul ăsta de vedere, cu un feedback în urma testării, iar acest feedback este foarte important, pentru că el ține sau el vizează inclusiv comportamentul vostru la testare, dacă încercați să mințiți, dacă încercați să, nu știu, nu sunteți atenți când completați și așa mai departe. Adică toate cele comportamente care, cu o probabilitate de 80-90%, da, la sută, poate să facă să picați. Da? Per exemplu, dacă raportul, dacă protocolul de evaluare arată că răspunsurile pe care le-ați dat nu sunt de încredere, Bineînțeles că un psiholog n are ce să facă cu acele răspunsuri, că nu sunt valide. Ca atare veți fi respinși, da? Ei bine, toate aceste tendințe uh, sunt uh, vizibile da? în acest feedback și atunci ăsta este unul dintre motivele importante pentru care uh, e bine să treceți prin această simulare. Da? Uh, bun cam asta ar fi despre testarea psihologică, dacă aveți întrebări, o să vă rog, a, ah, rugămintea mea este să nu ridicați mâna. Pur și simplu deschideți microfonul și vorbiți, pentru că dacă ridicați mâna, eu nu pot să mă uit acolo să văd cine a ridicat. E foarte complicat, da. Noi folosim Google Meet, Google Meet care este folosit inclusiv de către companii când stai cu laptopul în față când, da, când este un cu totul și cu totul alt setup. În setup nostru nu putem să răspundem celor care ridică mâna și atunci în rog să ridici mâna apeși pe microfon ții, da, ții apăsat pe microfon, vorbești l-ai închis și asta este. Bun. Ăștia suntem da, noi. Treba. Da, te rog. O să fie uh, valabil absolut logică. Care am dat-o? Exemplu, șase luni. Șase luni este valabilă proba psihologică. Acum, în funcție de. Pentru că au mai fost situații. În funcție de situație, da, proba psihologică poate să se dea chiar dacă nu. să se dea încă o dată, chiar dacă nu au trecut șase luni. Da, au fost situații, dar au fost și situații în care, dacă n-au trecut șase luni, nu se dă nicio derogare, și dacă ieși cu proba psihologică picat, Asta este. Da? Deci ratez și următoarea sesiune. Asta este în funcție de regulamentul de concurs din fiecare sesiune de admitere. Iar regulamentul de concurs, de obicei, apare odată cu informațiile și cu calendarul de admitere din sesiunea respectivă. În cazul nostru, probabil că va apărea sau vor apărea toate aceste informații la final de martie, poate da, început de aprilie, pentru că fiind un an electoral este posibil să apară întârzieri. Da? Bun. Da, cu drag. Deci, ăștia suntem noi. Doamna ă, profesor dr. Alaina Nicola este profesorul vostru de, da, de 4 ani de zile de engleză și de română. Acesta sunt eu, da, sunt, v-am spus, sunt psiholog, sunt profesor de științe socio-umane. Sunt cel care se ocupă de platformă de întreg programul de pregătire. Ăsta este și motivul pentru care uneori uh, este posibil să uh, mut în cadrul săptămânii uh, pregătirea. Da, o să vedem când va fi pregătirea pentru te, mă rog, pentru uh, le, logică, legislație și civică, da? Dar este posibil, o să vedeți acolo că și acolo este o steluță, este posibil să apară modificări, da? Pentru că ocupându-mă atât, de atât de multe uh, lucruri, uh, la un moment dat, știți cum e cu multe farfurii pe care le ai în mână, e posibil să uh, nu fiu disponibil la ora respectivă și să uh, mutăm, da? În orice caz, nu a fost nici măcar o singură dată în care să nu facem. Da? Adică să nu recuperăm. Nu facem astăzi, să zicem, dar recuperăm mâine sau recuperăm în weekend. Sau, da? Și toate aceste informații, toate aceste comunicări pe care noi le facem, le găsiți în grupurile noastre de Telegram. Bun. Vă spuneam, succes la examen.ro, Academia atât pentru Academia de Poliție cât și pentru ANP poate fi folosită pentru că acolo vom avea cursurile, mă rog, acolo avem de fapt gramatica veche. Și n-am -am vrut să o, mai, să o aducem aici pentru că mai e un an. Anul ăsta în principiu mai este cu gramatica veche. Începând de la anul din 2025. Uh, cel mai probabil uh, vor trece și ei la gramatica nouă și atunci vom avea o singură platformă pentru toate. Spuneam, admitere la școala de poliție Câmpina, Cluj-Oradea, da, dar și jandarmi Răgășan-Fălticeni în mai 2024, în principiu, va fi proba scrisă. Academia de poliție, așa cum știți de o, că se întâmplă de ani de zile, va fi în august 2024, iar aici... La ANP e posibil să fie în iulie, dar rămâne de văzut. De ce am pus cu semnul întrebării doar ANP-ul? Pentru că aici știm sigur că vor apărea uh, uh, modificări în programul de admitere. Însă acesta nu a apărut încă. Atunci când va apărea, o să vi-l aducem la cunoștință și vouă, celor interesați. Vorbim de următoarele materii, da? materia completă conform tematicii și bibliografiei, da? ultimii tematicii uh, bibliografiei da, care a fost. Și dacă apare în momentul în care uh, se anunță informațiile pentru admiterea din mai și sunt modificări, uh, vi le aducem la cunoștință și modificăm și uh, cursul în așa fel încât să fie uh, 100% compatibil cu tematica și bibliografia pe care le aveți pentru admitere. Ăsta este unul dintre uh, multele uh, lucruri importante și avantaje ale unui program care are în spate profesori adevărați, profesori reali. Deci, română gramatica veche pentru ANP și Academie, română gramatica nouă pentru școlile de poliție și jandarmi, engleza pentru toată lumea, educația civică, legislația, logica pentru admiterea la poliție și jandarmi și, bineînțeles, istoria doar pentru Academia anul acesta. Probabil că de, anul, de la anul vom avea și uh, pentru ANP istoria. Pond, da. Vreau să vă întâlnir. pentru încadrare din sursă externă, care sunt incluse? Bun, pentru încadrare din sursă externă, acolo lucrurile sunt uh, diferite, pentru că se dă doar legislație, Însă, legislația este mult, pe care o dați voi din sursă externă este mult mai stufoasă decât legislația pe care o au uh, cei care dau admiterea. Da? Și atunci uh, noi discutăm aici despre admitere. Avem în lucru uh, și un program pentru, de fapt mai multe programe pentru că acolo sunt pe posturi. Uh, legislația este diferită de la un post la altul, e un pic mai complicat. Da? Și atunci avem în lucru, dar nu știm să vă spunem când se va întâmpla lucrul ăsta, când uh, vor fi disponibile, dar la fel vă vom anunța uh, dacă ne urmăriți pe, uh, pe, Facebook sau în grupurile de Telegram, vom anunța acolo uh, când vor fi disponibile. Da? Deci este posibil ca, adică nu că este, chiar uh, anumite părți din legislație uh, sunt. Da? Sunt și pentru uh, admitere și pentru surse externe. Dar în ansamblul legislației pentru sursă externă, legislația pe care o facem pentru admitere este o parte destul de mică. No. Cam asta ar fi răspunsul. Mulțumesc. Pentru puțin. Da? Ponderea în media finală este de 50% scris, 50% sp proba sportivă. Ăsta este motivul pentru care de fiecare dată când cineva mă întreabă despre uh, admitere, da, aici e 2024, uh, unul dintre principalele lucruri, da, și primele lucruri pe care le spun este să-și găsească un instructor. E ceea ce vă sfătuiesc și pe voi. Să vă găsiți un instructor, un instructor bun. Vom avea pe platformă, lucrăm la asta, un director cu profesorii din, din țară, încă, da, încă lucrăm la el și atunci nu e disponibil, dar va fi în curând. Dar e foarte important, găsiți-vă un instructor, antrenați-vă și mergeți măcar, antrenați-vă în fiecare zi, dacă aici nu merge, mă antrenez o dată pe lună, dar o dată pe lună, deci vă puteți antrena individual și o dată pe lună măcar, deci asta e minimum minimorum, să treceți printr-un uh, traseu, da? să faceți un traseu, să vedeți unde sunteți, care sunt greșelile și ce mai aveți de lucru. Da? Deci asta obligatoriu pentru că înseamnă jumătate din notă. Bun. Iar noi, după cum știți, facem doar pentru proba scrisă. Acestea, aceste ponderi sunt ponderile în proba scrisă, dar nu în media finală, ci în aia 50%. Da? Româna 44%. Legislația mea e 22%, 17% logică și educație fizică, civică și uh, limba engleză 17%. Poate vedeți și în alte părți. Diferă pentru că eu nu am ținut cont, da, fiind vorba despre pondere, nu am ținut cont despre acel punct din oficiu. Da? Pentru că el de fapt nu face diferența. Ierarhia este fixă aceeași pentru că toți primiți acel punct din oficiu. Bun. Pregătirea interactivă săptămânală. E, ședința este de o oră și jumătate, da? minim o oră și jumătate, de obicei mai mult. Cei care faceți legislație știți că uneori stăm și câte două, două ore jumate. Bun. În principiu sunt trei ședințe săptămânale. În ultima săptămână sau în ultimele săptămâni, dar în special în ultima săptămână facem în fiecare zi ședință, am făcut acum în decembrie, am făcut și de două ori pe pe zi. Bun. Uh, începem cu recapitulare din toată materia predată anterior, în așa fel încât uh, tot timpul să fiți cu materia la zi, pentru că, al minter, ne trezim în mai că ce am învățat în ianuarie uh, s-a dus pe apa sâmbetei și nu mai știm, și e nasol. da? Și atunci, tot timpul, da, la română și la engleză, tot timpul veți face uh, uh, recapitulare cu grile rezolvate. Din toată materia anterioară. Predarea noțiunilor noi, după care, da, exersarea noțiunilor noi, la fel cu grile explicate, în așa fel încât ele să se fixeze foarte bine în mintea voastră, și câteva grile recapitulative din toată materia de zi, da, pe care ați făcut-o acolo. În așa fel încât folosim această tehnologie didactică pentru că aceasta. De road, da? Și așa am reușit să avem până la uh, 96% uh, succes, rată de succes, da? Și e, aceste metode sunt rafinate în cei 25 de ani de experiență pe care îi, uh, îi avem, da? Bun. Materia completă pe platformă, uh, disponibile 24 cu 7, asta înseamnă că e non-stop. În acest moment sunt peste 18.000 de grile rezolvate, dar vor fi și mai multe decât atât pentru că uh, completăm uh, mereu cu, cu grile, fișele de teorie, bineînțeles. Ca să treceți mai departe, este foarte important să apăsați butonul Finalizează, da? dar o să vedeți că vorbim și despre instrucțiuni și acolo o să aveți mult mai multe detalii. Da? Finalizează atunci când nu este test, când capitolul sau lecția respectivă nu are test, atunci apeși butonul finalizează, este un buton verde. Dacă are test, atunci trebuie să obții 80% răspunsuri corecte și bineînțeles să, da, să, faci, să apeși butonul finalizează test. Că au fost situații în care cineva a completat da, toate răspunsurile și nu a mai apăsat butonul finalizează, da? finalizează test. E foarte important să finalizezi testul. Acolo veți vedea că se vă, rezultatul vostru se va, va fi comparat în mod automat cu rezultatele tuturor celorlalți și veți vedea dacă sunteți în medie, dacă sunteți sub ceilalți sau dacă sunteți peste ceilalți. Asta vă ajută ca să vedeți cam care ar fi șansele voastre la un examen, da, la examenul real. Dacă nu obțineți 80% răspunsuri corecte, atunci trebuie să mai dați testul odată. Reluați materia da, din lecția respectivă sau din capitolul respectiv. Și mai dați o dată testul. Asta este, știu că este enervant, dar în același timp este una dintre garanțiile reușitei. Faptul că tu tot timpul vei ști de nota cel puțin de nota 8. Da, ceea ce este foarte important. Și atunci dacă tu vei face tot timpul peste nota 8, nu vei avea probleme la examen. Bun. Și materia este disponibilă secvențial conform planificării, deci nu poți să o iei tu așa, da, razna prin, prin, curs, pentru că acel curs, de fapt, nu e o, nu știu, o fițuică sau o cartă pe care o răsfoiești așa la andala. Este un program de pregătire metodic, da? științific conceput și dă rezultate în felul în care l-am conceput. Da? Dacă încercați să faceți voi după capul vostru, odată că nu puteți, și doi, rezultatele ar putea să se lase așteptate. Bun. Întrebări până aici, dacă aveți? N-aveți. Ei bine, iată programul nostru pe care noi vi-l propunem în această sesiune, și o să vă rog să-mi spuneți dacă vi se pare ok, dacă nu, dar suntem deschiși uh, propunerilor voastre. Da? Deci, luni. Pentru că limba română, gramatica este diferită, luni vor fi două sesiuni, da? Două ședințe. De la 16.30 va fi pentru Academie și pentru ANP cu gramatica veche, și de la 18.30 limba română pentru școlile MAI, poliție și jandarmi. Dar, în primele ședințe, la fonetică și la vocabular, sau, da? O parte din vocabular. Doamna profesor de română e aici cu mine și mă sfătuiesc cu ea în, da? când mă depășesc lucrurile. Bun, vor fi de la 18.30, da? deci inclusiv Academia. Oricum vom anunța lucrul ăsta, dar după aceea lucrurile se despart. Și atunci 16.30, 18.30 școli. Marți, istorie, 17.30. Istoria vedeți că diferă, este la 17.30 față de celelalte, este marți și joi, doar pentru Academie. Miercuri civică, legislație, logică, da? în această ordine. Prima dată facem civică, după care legislație și după care logică. Pentru că asta este ordinea logică și, da? și psihologică, dacă vreți, și pedagogică a, modului, a materiei. Așa ar trebui să fie făcută materia, în așa fel încât să o înțelegeți. Bun. Uh, și vine limba engleză pentru toată lumea. Vine de la 18.30. Oricum, ne adaptăm în funcție de calendar, finalizăm materia, da, deci nu există că nu termină materia. Nu. Chiar dacă la un moment dat trebuie să muncim dublu, pentru că nu știu, puțin probabil, dar zic așa, presupunând prin absurd, că, uh, mă rog, uh, proba scrisă va fi mai devreme decât uh, uh, preconizăm noi. Au fost situații, dar nu a fost aceeași situație, nu a fost același context ca acum. Deci, 99,9% nu vor apărea schimbări, dar în ideea în care apar schimbări, sau dacă vă spuneam la legislație, uneori da, mai mutăm ședințele, da, însă finalizăm materia da, și ne adaptăm în funcție de, și de calendarul oficial de examen atunci când acesta va apărea. Întrebări, vi se pare în regulă programul ăsta? Da, ești okay. Noi l-am pus pentru că am observat de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, am observat că uh, voi sunteți disponibili cam după 6. Unii chiar 6, uh, 6 și ceva. Și atunci am pus un 18.30. Am pus 17.30 pentru că uh, domnul profesor vine dintr-o altă localitate. Sunt probleme legate de transport, și atunci ăsta e motivul pentru care nu putem face de la 18:30. Da? Nu știu, sunt, cei, sunt și cei care vor să dea la Academie printre voi? În fine. Cert este, cert este că, oricum, dacă nu puteți participa, puteți să recuperați de pe platformă, da? Și atunci nu contează atât de mult că sunt sau nu sunt, sunteți sau nu sunteți da, la, la, oră. Contează, dar na, dacă nu se poate, atunci oricum recuperați. Deci ideea este că nu pierdeți. Bun, recomandări în legătură cu ședințele online. În primul rând, e bine pentru fiecare materie să aveți un caiet, un caiet studențesc, în care să vă notați diverse lucruri. Da? Să vă luați notițe din ceea ce spune profesorul. Pentru că în momentul în care voi ascultați da, și faceți, înțelegeți ceea ce vi se spune și faceți în același timp, adică vă luați notițe, nivelul de memorare și de păstrare a informațiilor este mult crescut. Da? Cu alte cuvinte, învățați mai ușor în momentul în care vă luați notițe. Puneți întrebări. Deci nu există întrebări bune sau rele, există doar întrebări. Dacă ați ști ă, și ați fi savanți, n-ați mai fi aici. Sunteți aici să învățați și atunci puneți orice întrebare, vă ajută pe voi să ă, înțelegeți mai bine lucrurile. Pentru că una este să înveți și să înțelegând și alta este să înveți tocind. Nu e cazul la noi, da? Puteți învăța tocind oriunde în altă parte. La noi învățați înțelegând și învățați, învățând, înțelegând, învățați de fapt pe termen lung da? și în mod consolidat. Studiați fișele de teorie. Da? Fișele de teorie conțin de fapt esența. Vizionați filmele și opriți filmele în momentul în care nu înțelegeți ceva. Dați înapoi. Da? Eu și pe YouTube când mă uit la, mă documentez la diverse chestii, la fel fac. Dacă mi se pare că nu am înțeles ceva, dau un pic înapoi, mai ascult o dată, da? Până prostul din mine înțelege tot ce e de înțeles. Da? Bun. În momentul în care în filme sunt exerciții făcute, da? Rezolvate, explicate, nu dați explicația. Opriți filmul acolo, rezolvați voi exercițiu și după aceea vedeți dacă ați rezolvat bine sau nu, pentru că al minteri, zice, a, păi da, da, așa e, a, da. Ai impresia că știi, de fapt nu știi și ajungi la examen și o dai în bară, da? Bun. Notați-vă eventualele întrebări, astfel încât în momentul în care ajungeți în, da, la pregătirea interactivă, voi aveți caietul în față, deci nu pe foi, că foile se pierd. Aveți caietul de română, de engleză sau de legislație sau de mai știu eu, ce altceva? L-aveți în față, da? Și aveți inclusiv întrebările. Și atunci nu ratați întrebările, nu uh, lăsați anumite lucruri pe care nu le-ați înțeles, le lăsați așa neînțelese. Foarte important. Bun. Uh, în momentul în care sunt explicații la grile, la fel, încercați să înțelegeți explicațiile, să încercați să înțelegeți de ce e așa și nu invers. Vedeți că în momentul în care exersăm grile, avem două metode da, de verificare a răspunsului corect, două metode încrucișate. Odată trebuie să vă motivați răspunsul, adică băi, am ales X. De ce este X? Da, sau varianta B, poftim. De ce este varianta B și nu este orice altă variantă? Ăsta da? e primul pas. În momentul în care ai făcut acest pas și ai înțeles de ce ăla este ai varianta corectă. Gândește-te de ce celelalte nu sunt variante corecte, de ce sunt incorecte. Încercați să găsiți, să identificați erorile sau lipsurile din acele variante. În felul ăsta, verificând încrucișat, creșteți foarte mult probabilitatea de a da un răspuns bun și bineînțeles că învățați mult mai în profunzime. Bun. Am zis deja pentru a putea trece la lecțiile următoare, trebuie să rezolvați corect 80% din întrebările la testele anterioare. Întrebări dacă aveți până aici. Nu. Nu. Bun. Asta e un lucru foarte important pentru mine și nu doar pentru mine și doamna și pentru doamna profesor de uh, engleză și română. În momentul în care punem o întrebare, înseamnă că avem nevoie de feedback-ul vostru, nu punem așa că avem noi un tic verbal. Iar feedback-ul vostru ne ajută să înțelegem dacă voi ați înțeles, dacă sunteți atenți, dacă nu, dacă putem mări ritmul, dacă trebuie să revenim la o explicație, dacă trebuie să mergem mai ușor și așa mai departe. Deci, pentru faptul că nu sunteți în fața noastră, dacă ați fi în fața noastră, lucrurile ar fi un pic diferite. Atunci avem acest, nevoie de acest feedback. Da? Inclusiv faptul că voi nu-mi spuneți, da? Nu -mi, vă pun o întrebare și nu-mi răspundeți, chiar dacă răspunsul este unul foarte uh, evident, pot să mă gândesc că nu sunteți atenți sau că nu vă interesează sau că n-ați înțeles și așa mai departe. Da? Și atunci e foarte bine ca să nu existe neînțelegeri din punctul ăsta de vedere, e foarte bine să. Răspundeți, da? chiar dacă răspunsul este evident. Da, am înțeles. Ok, bun. Atunci eu pot să trec mai departe. Încă o dată, nu ai înțeles, nu-i nicio problemă, nu te gândi că, nu știu, râd alții de tine. Da? Și chiar dacă ar face lucrul ăsta, în primul rând, ar spune despre ei, nu despre tine, și în al doilea rând, nu ar trebui să te intereseze că tu ești aici, nu ca să-ți construiești o reputație socială, tu ești aici ca să înțelegi și să iei un examen. Da? Și atunci orice întrebare pe care o pui și orice răspuns pe care îl primești te ajută, cum să spun, te împinge cu un pas înainte spre a fi admis. Da? Accesul în un program se face cu burse sociale, așa cum vă spuneam, da? sau cu abonament lunar, da? cu renoire automată și încercare de timp de șapte zile. Renuirea automată până când se, până când nu se, până când îl anulați. Sau îmi spuneți mie, îmi dați platforma și adresa de e-mail și vi-l anulez eu, da? Bun. Dacă am luat fiecare materie în parte, ar fi 477 de lei redus, este 199 de lei, pachetul complet. 159 de lei este pentru ANP, da? acolo unde materia e o singură materie. Da? De fapt, scrie și aici. Psihologică e gratuită, așa cum am spus. Se poate anula oricând abonamentul, dar se pierde, bineînțeles, accesul la orice resurse de pregătire. Materia este accesibilă treptat. Răiau acest aspect pentru că este important. Bun. Da, vă spuneam 199 de lei succes la examen.ro sau academia-poliție.ro respectiv școala-anp.ro pentru Academia de Poliție respectiv școala ANP pentru gramatica veche. Da? Bun. Dar cei care sunt de la ANP și intră pe școala de poliție academia-poliție.ro va avea parte de aceeași materie. Deci e ok ore aici, ore aici. Da? Pentru, punem aici pentru gramatica veche. Da? Și asta e pentru gramatica 9. De fapt, asta face diferența. Bun. În momentul în care intrați și vă abonați, prima dată vă faceți cont. Da? Aveți aici secțiunea cont. Vă creați un cont, vă logați în cont, trebuie să fiți logați în cont și de-abia după aceea intrați pe abonamente pregătire, școala poliție da? și vă apare ceva de genul ăsta dacă dați direct pe abonamente pregătire sau vă apare doar școala de poliție dacă dați da? Apăsați aici. Acolo aveți mai multe, sau mă rog, veți avea mai multe informații, pentru că încă mai avem de pus niște informații acolo, dar în principiu le știți de aici, le aflați, iar dacă cumva de vă uitați pe YouTube, pentru că acest clip va fi și pe YouTube, cu siguranță veți avea un link direct către platformă, deci nu aveți cum să, cum să ratați. Foarte important, după ce v-ați abonat, da? aveți în subsolul site-ului, da? deci la final de tot, aici este o imagine cum arată pe, pe un laptop. Da? Pe un telefon va, vor fi aceste coloane, vor fi o singură coloană, da, continuă. Aveți aici canalele de Telegram unde vă invit să intrați, da? respectiv pentru... Aici sunt doar pentru evaluare națională, o să pun și pentru uh, MAI, da? Cu siguranță, chiar acum după ce termin cu voi, o să pun și pentru MAI, da? Bun. Aveți uh, aici, bineînțeles, aveți despre noi, mai jos, dar n-am mai pus, o să găsiți și datele uh, companiei, foarte important, vă ziceam, de transparență. Neapărat aici instrucțiunile de utilizare. Uitați-vă, citiți-le cu foarte mare atenție, important, da? Contact aici aveți numărul de WhatsApp. Nu mă sunați pe WhatsApp că nu răspund. trimiteți mi mesaj. Dacă vreți să mă sunați, mă sunați la telefon. Pe WhatsApp nu pot să răspund. Da? Trebuie să intru, să văd, să veri. E complicat. Și mai ales dacă mă prindeți la volan și conduc foarte mult, <coughs> nu o să vă pot răspunde. Dacă mă sunați pe telefon, atunci lucrurile sunt foarte simple, dacă, și dacă sunt la volan, am handsfree, da, totul este în regulă, în siguranță, pot să vorbesc fără nicio problemă. Aici la linkuri utile. Iar trebuie să apăsați, da, vedeți unde este plus apăsați și se deschide, da? o casetă. La linkuri utile aveți inclusiv uh, Doom, uh, dom. Eram cu jocul în cap de la dum da, A, aveți domul, Aveți Dex online, linkurile, bineînțeles. Aveți multe alte linkuri utile și linkuri oficiale, da? Foarte important. Pentru dosar. <coughs> Îmi cer scuze, dacă vorbesc prea mult, așa se întâmplă. La fel aici aveți un format un format un fișier a, cu CV-ul Europass, inclusiv un link unde să vă puteți face online. Să l-aveți acolo. Cam asta ar fi. Aici aveți politica de plăți rambursări și burse. E importantă și aceasta. Bun. Cam asta ar fi. Bun, dacă voi aveți întrebări da, pentru mine sau pentru doamna profesor de română și engleză, vă stau la dispoziție. Da, o întrebare. Te rog. Uh, pentru, v-am spus mai devreme că mi-am făcut abonament uh, pe școală minus da. Vreau să vă întreb dacă și pentru mine mai este valabil testul psihologic în abonament sau trebuie da. Nu, este valabil. Noi am translatat toate beneficiile pe care le aveați, le-am translatat pe fiecare platformă în parte. Da? Deci nu există, din punctul ăsta de vedere, discriminare între platforme. Da? Vă tratăm pe toți la fel. Ok. Alte întrebări, dacă aveți. Când începe pregătirea pentru Academie? Păi începe luni. Da? De luni. De luni avem acest program. Dar să vedem dacă. E un pic mai complicat, da? Deci, de luni avem acest program. La șase, jumătate. La șase jumătate româna, că am spus că este materie comună, da? Și o să vă spună doamna profesor când se vor despărți apele, da? Dar 6 jumate româna, luni, marți istorie, pe voi nu vă interesează, miercuri civică, da? vom face, vom începe cu partea de educație civică, după care vine limba engleză. Da? Marți și joi, v-am spus, este istoria pentru Academie. Cam asta ar fi. Domnul profesor, da. Vreau să dau examenul la limba franceză. Există vreo problemă dacă nu voi participa? Sau este vreo problemă? Ah, nu, doar că, din păcate, noi nu avem franceza. Nu, am, uh... am. Să mă pregătesc uh, eu cu profesor. Ok. Dar am să vă anunț. Da, 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 nu-i nu nicio problemă. Nu trebuie să ne anunțați că nu, că nu veniți la oră. Din simplu motiv că este interesul vostru să veniți. Da? Adică nu avem noi de pierdut. Pentru că noi facem fix același lucru. Da? Însă voi aveți de pierdut. În cazul tău nu ai nimic de pierdut pentru că tu nu dai engleza și evident că nu o să participi la limba la orele de engleză. Deși poate că o să participi, nu știu, de drag sau ca să înveți și limba engleză, nu știu, poți avea mai multe motive da, pentru care să participi. Dar dacă nu participi, nu e nicio problemă. Da? Iarăși, dacă s-a schimbat proba sportivă, că am auzit că s-au adăugat flotări și s-au mai scos unele, nu știu sigur care. Tot timpul sunt zvonuri. Da? Sunt zvonuri fie pesimiste, cum e cazul acesta, fie optimiste. Da? Cele mai multe dintre zvonuri nu s-au adeverit. În momentul în care vom avea o comunicare oficială din partea MAI, atunci luați de bună. Iar dacă, cum să spun, în ultima vreme, am critic, în, mă rog, de-a lungul timpului am criticat foarte mult modul în care MAI a organizat aceste admiteri, Pentru că a fost o perioadă în care a fost o bulibășeală totală. Ei bine, anul, începând de anul trecut, în momentul în care au apărut modificări, le-au introdus un pic mai devreme, măcar ca idee, da? ca intenție, ca propunere. Și după aceea au fost validate prin uh, informațiile din uh, calendarul și condițiile de concurs, din anunțul de uh, admitere. Deci, până nu apare din partea mea ceva oficial, nu vă stresați. Pentru că nu are sens. Da, sunt tot felul de. Instructori sportivi care, nu știu, au ei conexiuni prin minister, prin. Da, ăla, astea sunt prostii. Până nu apare nimic oficial, până nu apare ceva oficial, nu nimic oficial, până nu apare ceva oficial, nu vă stresați. Da? Iar dacă aveți un uh, instructor bun, cum este Andrei Doroftei, spre exemplu, de la Iași, da? Aveți încredere în acel instructor că știe ce face, e profesionist și face bine ceea ce face și este informat. Da? Deci informațiile astea pe surse nu fac decât să vă agite. Ori voi, cum să spun. Deci voi sunteți ca un tren acum. da, V-ați urcat pe șine și ați pornit la drum. Orice chestie, orice lucru care vă dezechilibrează, poate să vă deraieze de la obiectivul vostru. Dacă e nevoie de flotări sau de mai știu ce altceva, se oprește în tre trenul în gara de flotări, da? Și faceți împreună cu. introduceți în programul de pregătire sportivă și partea de flotări. Oricum, voi lucrați. Uh, voi la antrenament aveți două, două mari categorii de lucruri pe care le faceți. Odată trebuie să vă antrenați uh, starea uh, fizică, da? Adică trebuie să vă antrenați uh, mușchii, da? Uh, detenta și așa mai departe, da? Uh, rezistența fizică. Vă, vă antrenați diverse uh, grupe de mușchi. Care grupe de mușchi pot să facă diverse lucruri? Pot să facă tracțiuni, pot să facă flotări, da, și până la urmă contează mai puțin că se bagă sau să nu se bagă flotări, că se bagă tracțiuni, nu se bagă tracțiuni, atât timp cât voi sunteți cu masa musculară, da, cu, cu uh, mușchii antrenați, atunci puteți să faceți și una și alta. A, ah, că trebuie să, mai, să se mai adauge acolo un pic de antrenament uh, specific pentru, nu știu, flotări, E timp suficient de când apar informațiile până la proba sportivă să vă ajustați uh, și acele elemente. Atât timp cât voi, ca întreg, sunteți, da, din punct de vedere muscular, sunteți foarte antrenați. Da? De asta spuneam că și la uh, traseu te duci măcar o dată pe, pe lună, da? Dar în restul, în fiecare zi, trebuie să faci. Și cum te antrenezi? Cum îți antrenezi uh, mușchii? Păi, făcând genuflexiuni, făcând uh, flotări, da? făcând tracțiuni, uh, alergând, da? alergare rezistență, alergare de viteză, uh, sărind în înălțime, sărind în lungime, ca să vă antrenați de tenta. Da? Și toate aceste elemente, după aceea, le îmbinați în participarea voastră la traseu și vedeți unde sunteți. Dar, încă o dată, asta trebuie să fie în permanență, zilnic. Revenind... Nu vă faceți griji. Mai sunt iarăși uh, tot felul de uh, întrebări din astea, domnule, dar cu cât s-a intrat acolo sau cu... Bă, nu contează. Pentru că numărul de candidați e diferit. Candidații în sine sunt diferiți. Subiectele sunt diferite, da? Deci practic în afară de tematică, bibliografie, da, totul este diferit. Și atunci cum să spun, orice, da, dacă ai 8 și dacă iei 8 la teste, gândește-te că în principiu vei lua examenul, da? Dar 8 din prima, nu că le mai dai o dată de două, de trei ori și până la urmă iei 8-ul, da? Dar al minte, n-are rău să vă stresați. Voi trebuie să tindeți către maxim, către 10. Atât timp cât voi tindeți către 10 și la sport, și la uh, logică, și la celelalte materii, lucrurile sunt în regulă. Da? Deci nu trebuie să vă comparați cu ăla din stânga, cu ăla din dreapta. Comparați-vă cu voi înși vă. Da? Și cu standardul pe care vi l-ați propus. Da? Sunt tind despre 10? Aveți, nu știu, 8, 9, 10 notele pe care le obțineți? Și la traseu și la... Bun, sunteți pe calea cea bună. Da? Mergeți mai departe. Nu sunteți acolo, sunteți la 5, 6, 7? Atunci trageți tare că nu contează. Deci asta e o chestie așa de, 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 de lăsare. Știi? Bă, n-am chef să iau examenul, dar de fapt, a, păi eu sunt acolo pe la un 6, 6 jumate, am dacă o da domnul să pice și să fie ultima medie 5, mm, da. Deci asta nu-i treabă. Deci dacă sunteți, ăsta, și ăsta nu-i program pentru voi. Dar ăsta e program pentru oameni ambițioși, pentru oameni care știu ce vor de la viață și care sunt dispuși să muncească pentru a obține ceea ce își doresc. Da? Nu este pentru leneși, nu este pentru delăsători, nu este pentru din ăștia așa, merge și așa, nu. Este pentru cei care vor cu adevărat să reușească și fac tot posibilul să reușească. Da? În mod onest, în mod corect. Bun. Alte întrebări dacă aveți. Nu vă mă scuzați că vă deranjez. Te rog, nu mă deranjez. Mergem în tandem cu cursurile în sine, și intrăm și la uh, aceste întâlniri. Păi nu aveți cum de decât în tandem să faceți. Nu aveți cum altfel. Nu, zic, dacă participăm și la cursuri, și venim și la întâlnirile propriu-zise și nu înțelegem sau nu știm cum să învățăm, cum ne puteți sfătui să învățăm mai bine? Că eu uh, am început să intru pe aplicație în da, și să așa. lucrez și mă întâmpin probleme în a învăța materia în sine. Cum puteți să sfătui să învăț mai bine? mulțumesc. Păi, cu drag. În primul rând, uh, nu o să mai poți să o iei așa înainte. Pentru că vom face materia conform planificării, da? în așa fel încât să o terminăm, să o finalizăm cu cel puțin două săptămâni înainte de examen. Ca în cele două săptămâni să facem recapitulări. Bun. Asta o dată. Doi. E vorba de ritm. În momentul în care tu intri pe platformă și vrei să faci cinci deodată, da? cinci lecții, cinci capitole deodată, este foarte multă materie. Te copleșește acea materie. Și nu o să poți să înveți bine. Da? Nu o să poți să înțelegi. De-aia noi, de noi facem o predare discursivă, o predare secvențială. Tocmai pentru a lăsa creierului timp să rumege informațiile noi. Să le raporteze la ceea ce știți deja. Pentru a le înțelege mai bine. Și să se sedimenteze. De aceea ora următoare facem recapitulare din toată materia anterioară tocmai pentru a putea să reactualizăm anumite cunoștințe și să ne asigurăm că ele sunt bine înțelese, da? Deci dacă uh, respectați ritmul impus de noi, cu siguranță uh, veți simți că învățați mult mai bine și mult mai ușor. Da? Pe de o parte, pe de altă parte v-am mai dat până acum niște uh, niște sugestii la fiecare materie să aveți un caiet. Înainte de uh, fiecare uh, lecție, da? Reca uh, interactivă. Uitați-vă și pe caiet ce v-ați notat. Uitați-vă și pe fișele de teorie. Da? Mai uitați-vă, eventual, mai faceți încă o dată, chiar dacă ați obținut 80%. Mai faceți încă o dată uh, testele. Da? În așa fel încât, atunci când veniți și. Uh, noi predăm o lecție nouă, voi veniți pregătiți, voi veniți cu materia reactualizată, recapitulată deja. Și asta vă va ajuta iarăși foarte mult. Pentru că știți, da, repetiție este mater studiorum, da, repetiție e mama învățării. Tocmai pentru că în momentul în care creierul este uh, supus acelorași informații, da, Pur și simplu, legăturile da, din, din creier, din mintea voastră, da, se vor consolida și acele informații vor fi mult mai ușor de, de, de reactualizat. Da? Gândiți-vă un pic. Ați fost odată în Paris da, și ați fost pe niște străzi, în fine. Dacă vă mai duceți acum, mai știți străzile alea? Nu le mai știți. Dar dacă, spre exemplu, vă duceți la bunici sau la părinți, da? Păi străzile pe care ați copilărit și pe care ați, ați mers de atâtea ori, pe alea le știți ca pe Tatăl nostru. De ce? Pentru că le-ați exersat, le-ați parcurs de mai multe ori. Ăsta e motivul. Așa și cu materia. O parcurgem de mai multe ori și o parcurgem împreună și o parcurgeți și voi înainte de fiecare. Examen. Da? Întrebarea pe care tu ai pus-o este una excelentă și sper ca uh, răspunsul să te mulțumească. Acum, sunt tot felul de nemotehnici, sunt tot felul, o să vedeți că nu, ui, și aici, da? scriem cu roșu, scriem da, mai din interior, mai din margine, scriem mai, nu știu, mai punem o poză care să fie cât de cât uh, consonantă cu ceea ce discutăm. Uh, mai subliniem, da? uh, mai facem niște grile. Adică, ceea ce ține de noi, ca tehnologie didactică, uh, este ceea ce facem noi, este de succes. Dar uh, modul, cum să spun, ceea ce faceți voi este chiar mai important decât modul în care uh, procedăm noi. Da? Și atunci, ceea ce v-am spus până acum. E bine să puneți în practică. Pe de altă parte, însă, dacă sunt situații în care, Doamne, nu înțeleg o noțiune, întrebi, da, în cadrul, în cadrul in, orelor interactive, chiar dacă a fost cu două ore înainte, da, nu contează. Întrebi în momentul respectiv, în momentul în care îți vine ție, da, în momentul în care tu îți notezi anumite lucruri pe care nu le-ai lămurit, nu le-ai înțeles și profesorul vine și îți explică și îți spune da? și tu înțelegi și nu lași pe profesor să încheie până când tu nu înțelegi, că și asta e important. Gândește-te că acea informație se va întipări foarte bine, o vei ține minte. La fel vei ține minte o explicație la o grilă pe care ai greșit-o. Și ai văzut de ce ai greșit-o, ți-ai seama de ce ai greșit-o, iarăși nu o să uiți informația respectivă. Da? E mult de spus în legătură cu asta. Dar în funcție de fiecare situație, de fiecare moment în parte prin care treci, poți să întrebi da? sau poți să soliciți ajutorul în mod specific da? și vei primi un răspuns mai puțin general decât cel pe care ți l-am dat acum. Bine? Vă mulțumesc! Da, cu drag. E idee dacă și în acest an se va mai face o sesiune de admitere la școli în luna noiembrie? Bun. Deficitul meu este foarte mare. Ați văzut cum e cu sursa externă. Când e, când nu e, se taie postul se. Dar școala, de vreo trei ani încoace, școlile au găsit o soluție prin care să poată scoate două serii pe an. Se poate întâmpla orice. Nu sunt mafal dar ca să știu 100% ce se va întâmpla. Da? Nu sunt ghicitor în stele. Dar, pe baza experienței anterioare, în funcție de contextul în care ne aflăm, da? respectiv deficitul foarte mare de personal și, pe de altă parte, volatilitatea locurilor din surse externă, cea mai sigură variantă este aceea de a da admiterea. Probabil că încă, nu știu, câțiva ani de aici încolo se va menține stilul ăsta tip suveică, da? în care o serie este în școală, cealaltă serie este în practică, da? în așa fel încât să se facă două serii pe, pe an. Deci, probabil că așa va fi. Dar 100, deci un procent de 99%. Dar există și un 1%, cum să spun, supus imprevizibilului. Nu avem de unde să știi 100%, dar un 99% putem să uh, preconizăm că așa va fi. Vă Da. Uh, pentru puțin. Cum să spun, poate vi se pare că sunt așa un pic ezitant în momentul în care vă răspund. Uh, eu am o vorbă, doar proștii au certitudini. Și slavă Domnului, am și eu suficient de multe certitudini câteodată, da? Dar. Uh, vă spun pen, tocmai pentru că sunt realist și pentru că uh, n-are rost să vă spun niște chestii, bă, sută în mie, da? De fapt, mie în sută, este așa și să nu fie. Mai bine ne păstrăm așa, un 1% uh, rezervă că nu știi ce îți. Uh, ce ne aduce viitorul. Da? Nu avem de unde știi. Și dacă întreb ministru, da? la fel ar, dacă este onest, la fel ar putea să spună, pentru că efectiv nu, nu știi, nu știi ce, ce, se întâmplă. Vedeți că și situația internațională este așa cum este, situația economică nu este roz, deci ă, lucrurile ă, nu sunt atât de bătute în cuie cum erau până acum câțiva ani de zile. Da? Ă? Cam asta ar fi. Alte întrebări dacă aveți. Dacă nu mai aveți alte întrebări, atunci eu vă mulțumesc pentru uh, prezența voastră în această seară. Vă aștept luni, uh, de fapt vă așteaptă doamna profesor de română, vă așteaptă la 6 jumate luni la română, inclusiv uh, ANP și academie iar eu vă aștept miercuri la 18.30 pentru educație civică. O să punem linkurile de care am discutat, o să le punem în condițiile în care veți vedea pe, pe YouTube acest clip, o să le punem pe, în descriere, iar pe platformă, dacă mai sunt nu știu, informații pe care ar trebui să le adăugăm, o să le adăugăm în zilele următoare. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o seară plăcută, la revedere!